Salut și bine ați revenit pe 10lainfo.com. Eu sunt Paul Sumeșan și în acest videoclip continuăm studiul subprogramelor și dacă nu mai am ajuns la subprograme care prelucrează tablouri unidimensionale, deci deja am făcut 2 ore bune de subprograme, deci începem să ne descurcăm din ce în ce mai bine. Bun, haideți în primul rând, înainte să intrăm pe PPInfo la acel capitol cu rezolvări de tablouri unidimensionale, să vă explic puțin cum folosim aceste funcții și la ce ne ajută. În primul rând, o să scrieți foarte util funcții de inserare și de ștergere de elemente din vector, adică îi dați vectorul, îi dați lungimea vectorului și elementul și poziția, și efectiv funcția vi-l bagă, deci o să-l folosiți foarte des chestia asta. După aceea, desigur, o să mai folosim funcții de citire și de afișare, adică știți cum tot făceam eu la toate problemele alea, int n, sin n, int a și citeam vectorul. Acum o să avem pur și simplu o funcție citire și o funcție afișare. Și nu mai am nicio chestie din aia, bine, cu punct și virgulă în capăt. Și aici direct rezolv între ele și vă dați seama, o să fie mult mai ordonat. Bun, haideți în primul rând să scriem prima noastră funcție de citire. În primul rând declar un vector și un n. Nu o să citesc nimic. O să apelez o funcție de citire de a. Așa se transmite. Deci întotdeauna vectorii se transmit după primul nume, nimic după. Deci atenție, trimit a și atât. A și n. Și desigur vreau să fac citirea acestui vector. Și lui n, desigur, voi citire de int a, atât aveți de pus, nicio dimensiune, nimic, a, paranteză deschisă, paranteză închisă, aici atât aveți de pus, aici puneți doar numele. Și, desigur, aici int, atenție, end, așa. De ce se întâmplă asta? Pentru că lui n îi schimbăm valoarea, la vectorii nu este necesar să fie transmis prin referință, în schimb, numerele trebuie să fie, variabilele statice trebuie să fie transmise prin referință, vectorii, din fericire, nu. Și desigur, aici o să citim vectorul a. Și după cum vedeți, l-am citit și asta este citirea. Vreau să vă arăt că funcționează corect și o să fac o funcție de afișare, la care o să-i transmitem tot un A și un N, desigur. Și o să dăm aici void afișare. De această dată nu mai trebuie să trimit prin referință nici măcar N-ul, pentru că nu o să-i modific valoarea. For int e egal cu nimic sau egal decât N plus plus i și o să dăm cout ADI. Opa. Așa, bun. Asta ar fi ideea. Haideți să vă arăt că funcționează corect acest lucru și după aceea o să vă arăt niște lucruri mai interesante. Deci vedeți că facem citirea și facem și afișarea separat, deci nu este nicio problemă. Haideți să vă arăt ce se întâmplă dacă nu transmitem prin referință n-ul. O să-i dau 5 din nou, 1, 2, 3, 4, 5 și nu afișează nimic pentru că valoarea lui n rămâne 0 pentru că aici nu îi schimbă valoarea dacă nu este transmis prin referință. Bun. Un alt lucru pe care îl putem face foarte interesant, nu știu de ce am lansat iar în execuție, e pe care o să-l folosim în practică. Desigur că în problemele acestea pe care o să le facem pe PPInfo nu vom folosi aceste lucruri, dar în practică foarte des nu o să transmitem parametri, o să-i dau citire, o să-i dau afișare, o să zic aici void citire, o să îl citesc pe n, desigur o să parcurg acest fotonul n și o să-l citesc pe ADI. Asta o să o facem din rapiditate și void afișare și o să afișez for int i egal cu 1 i mai mic sau egal decât n plus plus i. O să afișez ADI. Bun, și cam asta e ideea. Asta este fără parametri. Dar, desigur, variabilele trebuie declarate global, aici sus. Dacă nu este declarată global, nu funcționează. Deci o să vă arăt că o să afișez n-ul
după citire, să vedeți că îl afișează corect. Deci, desigur, după ultimul element al vectorului o să mai îmi afișeze un 5, da, și după aceea vectorul meu. Deci, asta este cea mai rapidă metodă de a scrie o funcție de citire și de afișare, dar trebuie variabilele noastre să fie declarate de tip global. Și acest lucru nu este posibil în această problemă. Ok. Acestea fiind spuse, haideți să trecem la treabă. Deci, asta ultima parte cumva e un plus de cunoștință pentru când o să ajungem să lucrăm practic cu funcții. Deocamdată aici nu putem să lucrăm cu funcții fără parametri. Să mergem la o problemă ușoară. Haideți să facem inserare, insert problema. Se scrie o funcție cu următorul antrenament. Bine, asta mie mi se pare dificilă spre deosebire de alte probleme. Eu zic totuși să o rezolvăm într-o tură următoare, pentru că vedeți, am lungimea foarte mare a vectorului. Din acest punct de vedere, o să fie foarte dificil să o fac cu voi, pentru că trebuie să vă explic mai multe lucruri. Haideți mai bine să începem să ne acomodăm cu lucrul pe vector și după aceea promit că o facem în următorul sau în celălalt videoclip. Prima dată aș vrea să ne acomodăm cu scrierea funcțiilor. Desigur, scrierea funcțiilor care să prelucreze tablouri unidimensionale. Și avem aici problema interval. Scrieți definiția completă al subprogramului C++ interval, care are doi parametri A, prin care primește un tablou unidimensional cu maxim 100 de elemente, numele naturale mai mici decât 1000, și numărul efectiv de elemente a tabloului. Subprogramul returnează numărul de elemente din tablou care aparțin intervalului închis determinat de primul și ultimul element al tabloului. Și este o problemă care deja are o utilitate mult mai mare. Și desigur va trebui să număr numerele care aparțin de intervalul 6323 și ne va da valoarea 4. Problema se numește interval și va fi, vreau să observați faptul că este, va fi din nou un program care returnează valori, deci nu mai suntem ca și înainte. Aici putem deja să returnăm interval de int a, int n. Desigur, valoarea lui n nu se va schimba, deci nu avem niciun motiv să-l transmitem prin referință. Elementele vectoriale sunt indexate de la 0. Asta e un lucru foarte important care trebuie să știm, că elementele vectorului A sunt indexate de la 0, ca să nu-l parcurgem de la 1, că vectorul este citit altundeva, nu noi facem citirea. Bun, și atunci int mini egal cu A de 0, atenție, A de 0 aici, int maxi egal cu A de n minus 1, asta e ultimul element, if mini mai mare decât maxi, o să le dăm swap la mini și maxi, int un contor egal cu 0, o să parcurgem tot vectorul nostru, de la i egal cu 0, i mai mic decât m, plus plus i, if nu cred că număr și capetele. Deci să aparțină de intervalul închis determinat de primul și ultimul. Da, o să număr și capetele. Bun. Deci 0, așa. If a de i mai mare sau egal decât mini și a de i mai mic sau egal decât maxi. O să facem un cotor plus plus, desigur, și o să returnăm acest contor. Bun, care este ideea și de ce m-am uitat? Nu eram sigur dacă trebuie să număr și capetele sau nu numărăm și capetele. După aceea, ideea e relativ simplă. O să luăm în mini, o să punem a de 0, în maxi o să punem a de n minus 1. După aceea, dacă cumva mini e mai mare decât maxi, o să le dăm swap. Int contor egal cu 0. O să parcurgem tot vectorul nostru și pentru fiecare element o să verificăm dacă aparține intervalului închis determinat de mini și maxi. Ok, o să ne declarăm aici un vector de 1001 și un n. O să-mi citesc acest n. Așa. O să parcurg mai mic strict decât n plus plus i. O să-l citesc pe a de i. Și după aceea o să afișez interval de a și n.
Bun, cam asta ar fi ideea. 6 și vectorul este destul de mare. 6, 63, 273, 9, 83, 93 și 123. Și, desigur, ne returnează 4 pentru că am rezolvat corect această problemă. Luăm funcția, mergem să o punem pe PPInfo și, desigur, dacă nu am greșit ceva, va trebui să luăm 100 de puncte fără nicio problemă. Și vedeți că a funcționat corect. Bun, haideți să trecem mai departe. Să facem încă o problemă, deci o să rezolv doar probleme ușoare pe care și eu le consider ușoare. Vedeți că sunt date la bacalaureat. Deja o să întâlniți foarte multe probleme care s-au dat la bacalaureat, mai ales printre cele simple, pentru că, cum v-am spus, dificultatea bacalaureatului este una mică, adică nu, chiar nu este dificil bacalaureatul, însă trebuie să ai cunoștințe din absolut toate direcțiile informaticii ca să poți să iei o notă foarte mare în bacalaureat. Scrieți definiția completă a subprogramului C++ Count, care are doi parametri A prin care primește un tablou unidimensional cu maxim 100 de numere reale, mai mici decât 1000 și N, numărul efectiv de elemente ale tabloului. Subprogramul returnează numărul de elemente din tablou care sunt mai mari sau cel puțin egale cu media aritmetică a tuturor elementelor din tablou. Deci, voi va trebui să calculez media aritmetică a tuturor elementelor și să văd câte sunt peste această medie aritmetică. Numele programului cerut este count. Parametrii sunt în această ordine A și N. Elementele vectoriale sunt indexate de la 0. Printr-o datele reale se va folosi tipul double. Utilizarea altor tipuri poate duce la erori de compilare, deci vrea tipul double. Da, deci A va fi declarat de tipul double. Mai mici decât 1000 și bănuiesc că pozitive. Ok, voi calcula media aritmetică și voi număra care sunt mai mari sau cel puțin egale. Ok, funcția se numește count și returnează, bănuiesc. Returnează. Bun. Int count de double A și int N. Double sum egal cu 0 for int i egal cu 0 i mai mic decât n plus plus i sum plus egal a de i sum slash egal n egal cu, sum egal cu double de sum slash n. Adică să știe că voi avea nevoie de double, dar nu așa pune parantezele, că așa pune parantezele. Așa se face. Bun, și în sumă o să avem media aritmetică. Desigur, o să ne luăm un contor egal cu 0. For int i egal cu 0, i mai mic decât n plus plus i, if a de i mai mare este egal decât sum, contor plus plus, și cu siguranță vom returna contorul. Bun, și cam asta ar fi rezolvarea problemei. Avem din nou o citire și o să returnăm count de același lucru. Da, count este o altă funcție predefinită în o să-i dăm count 1 ca să-mi o testez și după aceea o să pun count și o să o pun pe pbinfo. Count. Da. Atenție, trebuie să punem aici double. Deci, tipul de date trebuie să fie corect definit. Neapărat. Bun, și o să avem aici 6 numere. 12, 7.5, 6.5, 3, 8.5, 7.5 și dăm enter și ne dă 4. Bănuiesc că în tablou iar sunt 4 elemente. Bun.
Un lucru care vreau să repar este aici count. Am crezut că din cauza la acest count, pentru că count este o funcție predefinită în biblioteca CMath, cred. Deci funcționează corect, nu o mai testez. Și desigur, am crezut că de asta nu vrea să funcționeze, însă vedeți că funcționează, o punem pe pbinfo și desigur, dacă am rezolvat corect această problemă, vom lua 100 de puncte. Lucru pe care îl și vedeți. Ok, haideți să mai rezolvăm o problemă. Vedeți problema shift sau nu, vector min max sum, că pare o problemă interesantă după nume, ceva cu minime și maxime și o sumă. Deci chiar pare interesantă. Bun, trebuie să observați că deja tot mai multe probleme sunt indexate, vectorilor sunt indexați de la 0, deci să vă obișnuiți aici să scrieți cu vectori indexați de la 0, deși în general eu vă recomand să scrieți cu vectori indexați de la 1, deși în Python, spre exemplu, sau în C Sharp, nu există posibilitatea asta, adică vectorii sunt puțin diferiți și e foarte greu să scriem de la 1, să indexăm de la 1. Scrieți definiția completă a subprogramului P care primește prin intermediul parametrului n un număr natural de nul, iar prin intermediul parametrului x un tablou unidimensional cu n componente întregi de minimum 8 cifre fiecare. Subprogramul furnizează prin intermediul parametrului mini valoarea minimă din tabloul x, prin intermediul parametrului maxi valoarea maximă din x, iar prin intermediul parametrului sum suma elementelor din tabloul x. Foarte, foarte interesant. X e vectorul n mini maxi sum. Superbă problema asta. Și ați văzut că este de tip void. Funcția se numește P mare. Int a, int n, int și mini, mini primul sau maxi primul. Mini maxi sum. Și mini, int și maxi, int și sum. Bun, am făcut acest lucru. Desigur, după cum bine știți, luminii trebuie să-i dăm cea mai mare valoare posibilă. Cea mai mare valoare posibilă este... nici măcar nu îmi spun... Ba da. Ba nu. Bun, dacă nu spune care este minimul, o să-i dăm a de 0. Maxi o să fie egal cu a de 0. Și desigur vom face sumă o să fie egal cu a de 0. Și vom începe parcurgerea de la 1. For int i egal cu 1, i mai mic decât n, plus plus i. Mie nu-mi spune în problemă care este maximul, care este minimul, adică care este cel mai mare număr care poate apărea în șir și nu pot să-i dau plus 1, dar o să-i dau valoarea primului element și după aceea pe parcurs se va regla automat. Sum plus egal a de i, asta este obligatoriu. După ce am făcut acest lucru, if a de i mai mare decât maxi, maxi egal cu a de i, if a de i mai mic decât mini, mini egal cu a de i. Și desigur, dacă nu am greșit nimic pe undeva, aceasta ar trebui să fie rezolvarea corectă. A, B și C. Și o să facem P de A, N, A, nu putem, A, B și C, A1. A1, B și C. Și o să afișăm, desigur, A1, spațiu, B, spațiu C. Bun. Și asta ar fi rezolvarea, deci vă rog să ne o testăm, ca să vedem dacă funcționează corect. Deci avem un mini, maxi și o sumă a elementelor. Pentru 6 o să avem 12, 7, 6, 3, 8, 5. Și 3, 12, 41 este total corectă rezolvarea problemei noastre. Deci nu are sens să mai repet, sunt niște lucruri cunoscute. Am zis că întotdeauna primul videoclip va fi cel mai ușor, pentru că vrem să ne acomodăm cu antetul, cu scriere, transmiterea vectorilor, cu folosirea vectorilor în funcții, desigur cu apelul funcțiilor cu vector, să știm că aici nu trebuie să punem paranteze, că dacă punem paranteze nu mai funcționează. Vedeți? Deci trebuie pur și simplu numele, fără prea multe lucruri. Bun, haideți să mergem să o punem pe info și desigur din următorul videoclip vom începe să rezolvăm și probleme mai complicate.
Asta este problema. Sper că nu trebuie adecvate de tipul long-long, minimum, maximum și suma. Nu sunt corect definite, deci am luat 100 de puncte. Bun, cam asta a fost rezolvarea acestei probleme. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Sper că ați găsit util acest videoclip. Dacă l-ați găsit util, nu uitați să dați like și subscribe pentru că acest lucru ne-ar ajuta foarte mult. Până data viitoare, încercați să mai rezolvați din problemele ușoare, că noi vom trece direct la probleme puțin, puțin mai dificile. Ok, dacă aveți orice fel de întrebare, nu ezitați să o lăsați în secțiunea de comentarii, pentru că eu sau cineva din echipa noastră va merge să vă răspundă la întrebări. Eu am fost Paul de la ecelife.com, vă mulțumesc pentru vizionare și să aveți o zi minunată!